Infiltrațiile, PRP. Ce înseamnă acest lucru și când pot fi aplicate? PRP-ul este un acronim care spune că concentrăm numărul de trombocite pe care le avem în mod normal într-o cantitate de plasmă. Cele mai eficiente tratamente unde putem aplica PRP-ul, culmea este că sunt și cele mai frecvente. Afecțiunile genunchiului, coloanei și ale umărului. Nu putem garanta cu aceste tratamente că tratăm artroza sau că putem rezolva definitiv anumite afecțiuni, dar cu siguranță la acest moment reprezintă cel mai eficient tratament nechirurgical al durerilor din aceste cauze.